Reprezentanții Alianței Național-Țărăniste din România, partid component al AUR, au fost prezenți la Țebea la comemorarea celor 151 de ani de la moartea lui Avram Iancu. Am venit să-i aduc un omagiu lui Avram Iancu și jertfei sale pentru poporul român. Este un om care trebuie comemorat și trebuie să trăiască în fiecare zi în sufletul nostru, nu doar o dată pe an, în 10 septembrie. De aceea, noi considerăm că Avram Iancu trebuie să fie un simbol al luptei naționale și un simbol al renașterii naționale. Putem vorbi de renaștere din acest punct de vedere în actualitatea aceasta în care trăim cu toții și pe care o vedem cu toții. Este necesară renașterea națională, fiindcă observăm cu toții că, din punct de vedere financiar și economic, România este într-un colaps.